Pentru a marca cei 173 de ani de la nașterea lui Ioan Gheorghe Bibicescu, am realizat interviul zilei cu scriitorul Victor Rusu, care ne va vorbi despre personalitatea marcantă a celui care a fost conducătorul băncii centrale într-o perioadă destul de nefastă pentru țara noastră, 1916-1921. Este vorba despre Ioan Gheorghe Bibicescu. Astăzi este, într-adevăr, o zi mare pentru istoria culturii, artei și științei mehedințene. Astăzi, în anul 1848, pe data de 8 noiembrie, s-a născut în Cerneț acel care avea să devină marele om, marele patriot, marele suflet românesc, Ighe Bibicescu. Ighe Bibicescu a făcut imens pentru severinenii și pentru mehedințeni, dar cel mai important, pentru românii de pretutindeni. El a avut o solidă cultură intelectuală, a fost de profesie economist, peste 20 de ani a fost guvernator al Băncii Naționale, funcție înaltă, de mare prestigiu și de mare responsabilitate, în care s-a achitat exemplar, cu mare cinste și profesionalism, dar în afară de aceasta a fost un mare iubitor de cultură, de literatură, de artă. Ighe Bibicescu s-a făcut cunoscut la început printr-o ferventă, susținută, foarte dinamică activitate publicistică. A fost un gazetar de vocație. A scris împreună la Oficiosul Liberal, românul, împreună cu Cea Rosetti, alt gazetar și patriot cunoscut. Între timp a scos chiar el gazetele lui, celebru rămâne săptămânalul Dorobanțu, pe care l-a scos cu banii lui în tot timpul războiului de la 1877. A fost unul dintre ziarele care a ținut cu știri luate de la agențiile internaționale de știri și cu evenimente pagina întâi a tuturor ziarelor din țară care preluau de la el și a ținut la curent țara, poporul nostru, despre minunile de vitejie pe care le săvârșeau dorobanții noștri la Plevna, la Smârdan, pe câmpiile bulgare împotriva turcilor. A avut frumoase preocupări și de folclorist, a cules din Transilvania și a publicat într-o carte masivă poezii din Transilvania, dar, desigur, majoritatea cărților sale sunt cele despre economie. Dar pe noi ne privește ce a făcut pentru noi. Omul acesta, care avea un salariu imens ca guvernator, nu și-a făcut nici palate, cum se fac în ziua de azi, nu și-a făcut nici averi la Nisa sau la Monaco, a cumpărat cărți de mare valoare,
comori de carte veche românească, Biblia lui Șerban de la 1688, Octoihul și alte cărți de o valoare inestimabilă și multe, multe alte colecții de lux și cărți de literatură străine, pe care încă din 1913 s-a gândit să le doneze dragilor lui, iubiților lui mehedințeni, cum avea să scrie în actul de donație. Dar războiul care s-a declanșat a amânat lucrul ăsta. El a făcut un proiect de lege extraordinar de solid, întemeiat din punct de vedere al legii, care a fost trecut prin Parlament, prin care înființa Societatea Culturală Ighe Bibicescu, care e de fapt actul de donație al Palatului Culturii de astăzi. În baza acestui act s-a dus la el marele animator cultural, marele promotor de cultură care a fost Teodor Costescu și i-a preluat biblioteca sa, la care s-a adăugat și biblioteca familiei de boier Manu din Moldova, în jur de 40.000 de volume de cărți. Volumele, 40.000 pe vremea aceea, era o sumă, un volum era ceva fabulos, de neimaginat, 40.000 de volume mi le-a dat. Biblioteca a început însă să funcționeze practic în anul 1924 și s-a împlinit exact testamentul lui. Care era testamentul lui? Este extraordinar. Spațiul vostru nu permite să citim actul de donație, care este de o frumusețe literară, umană, etică, patriotică, civică, fără egal, pentru că era un om talentat și știa să scrie, când avea un condei în mână, prin care spune că donează iubiților lui mehedințeni aceste comori pe care le-a adunat o viață, dar pentru a se întemeia o bibliotecă pentru românii de pretutindeni. Teodor Costescu și-a însușit, că era și el la fel de patriot, gândiți-vă că în perioada aceea țările noastre, din țara noastră, erau țintite foarte multe provincii și mai gândiți-vă că și atunci era diasporă. În America aveam comunități masive de români, așa, aveam de asemenea în Ucraina, acolo în nord, Bucovina, nu era ciuntită, nu era a noastră, și a și adus, pentru că Costescu umbla în toată țara și aducea oameni de elită, a adus din Banat un erou național, un tribun, pe Coriolan Buracu, care făcuse pușcărie la Seghedin pentru că milita, lupta cu toată ardoarea sufletului pentru unirea cu țara românească a Banatului. În aceste condiții, omul acela a venit aici și a fost primul director și al teatrului și al bibliotecii județene, primul director.
După care a venit nepotul lui Teodor Costescu, Pompiliu Costescu, Ciuciu, Dumitru Ciuciu, un om dedicat, Vasile Pârvănescu, Doina Ianoș, Ileana Roman și Victor Rusu, eu am fost al 17-lea. După care am mai urmat încă doi directori, dar toți acești oameni au fost fie scriitori, cum a fost Ileana Roman și cu mine, fie oameni cu activitate foarte serioasă și cu preocupări temeinice în domeniul culturii și artei. Ighe Bibicescu merită pomenit, vă felicit din suflet că ați avut frumoasa inițiativă de a evoca figura luminoasă a acestui mare om de cultură, a acestui mare patriot, a acestui mare fiu al județului Mehedinți.